Foarte mult, foarte mult. Față de veniturile noastre, e destul de scumpe. Dar ce să facem? Asta e țara. Mare. Pentru salariile noastre. Din 350 mă mențin așa pe poziții. Cum sunt prețurile? Prea mari. Prea mari, prea exagerate, prea din calea afară. S-a mărit și apa și gunoi și întreținerea la impozitele la casă și toate s-au mărit. Dar ce să facem? Trebuie să mergem înainte. Simțiți la buzunar? Băi, da, ești normal că se simte. Ești normal că se simte. Toate se simte. Buzunarele vasluienilor se golesc lună de lună, iar banii nu merg pe excursii sau îmbrăcăminte. Oamenii se chinuie să plătească facturile și să aibă ce pune pe masă. Indicele prețurilor de consum în luna februarie 2013 ne arată o creștere ușoară față de luna ianuarie a aceluiași an. Astfel, pe total, prețurile au crescut cu 0,34 februarie față de ianuarie, pe mărfuri alimentare cu 0,29, pe mărfuri nealimentare 0,42, iar pe servicii cu 0,22. Prețurile vor continua să crească, mai ales că executivul a anunțat majorări la produsele nealimentare, iar la unele servicii acestea sunt programate să crească gradual. Singura veste bună a fost pentru scurt timp micșorarea prețului la pâine, însă minunea nu a ținut nici 3 zile și s-a revenit asupra deciziei.